un subiect pe care îl aveam pe lista de, deci un subiect pe care îl aveam pe lista de așteptare în zona de live-uri este cel despre bani, banii folosiți ca armă. Noi nu cunoaștem valoarea banilor din perspectiva macroeconomică. Întotdeauna gândim despre bani fie ca un mijloc de a obține bunuri și servicii, de a cumpăra obiecte, de a ne împlini, de a ne satisface dorințele, și prea puțin vedem în perspectiva această utilizarea lor cu totul neașteptată pentru om obișnuit. Și aș vrea să fac vizibilă această zonă extrem de ascunsă a utilizării banului ca armă economică, ca instrument de retorsiune, pentru că atâta vreme cât nu va fi înțeles acest aspect al părții financiare, va rămâne ocultată această cale de corupere a sufletelor pe care în special ei o folosesc, pentru că ei sunt mari finanțiști ai lumii. Spuneam, deci, înainte că banii sunt folosiți în principal ca și sursă de subsistență, de achiziționare a lucrurilor pe care ni le dorim, de împlinirea dorințelor. Pentru om obișnuit, a avea bani echivalează cu a-ți îndeplini necesitățile sau dorințele. Vreau o mașină, adun bani, o cumpăr. Vreau o casă, la fel. Vreau o vacanță, la fel. E bine, pentru om obișnuit, care nu are foarte mulți bani, banul are această valoare economică pragmatică, da? Materială. Bun, dar cum sunt folosiți totuși banii de către cei care privesc lucrurile de la un alt nivel? Păi, hai să vedem cum mai folosesc oamenii obișnuiți banii. Banii pot să cumpere tinerețe și frumusețe, da? Te duci și cumperi serviciile unei prostituate sau a unei tinere pe care o ademenești, o momești cu bani. Și de asta sunt atât de multe mașini scumpe vândute, pentru că luxul, opulența creează exact acest creează sentimentul fals al succesului în viață al unei persoane. Și femeile care au această mentalitate de a se lăsa dominate de masculi alfa, de cei care afișează opulență, care afișează putere financiară, vor alege genul acesta de bărbați care sunt cumva capabili să ofere securitate financiară. Na, e în subconștientul oricărei femei ideea asta că dacă mă căsătoresc cu un bărbat puternic financiar, scap de probleme și mă simt protejată. Este un sentiment de protecție absolut firesc. N-are nimic de a face cu prostituția. Și atunci, dacă sunt întruniți și alți factori, respectiva persoană este mult mai ușor abordabilă. De asta era și o glumă care zicea: uită-te atent la bărbatul pe care îl alegi, pentru că s-ar putea ca copilul să nu semene cu mașina, ci cu tatăl. Și dacă ți-e un broscoi urât, eventual și bătrân sau imbecil, nu contează de unde are banii și cum are banii, copilul nu va semăna cu mașina, că mașina e Audi sau este BMW sau Ferrari, da? Copilul va fi urât și prost, la fel ca și tatăl, da, exact. Tata are bani. Dar are bani, corect. Ia, nevastă-mi aici râde, se hlizește când vine vorba de așa ceva. Tu de ce nu ți-ai luat, mă, unul cu bani? Păi nu știu. De ce mi-a luat? Ai avut ocazia? Ai fost tentată în viața ta așa să te... La chestia asta să-mi iau unul cu bani. Știi de ce? Spune. Pentru că tot timpul am avut chestia asta că are el bani. Nu înseamnă că dacă el are bani, îi am și eu automat. Nu! Deci are el banii. Poate fi un tip foarte, nu știu, egoist, poate fi un tip care nu-ți dă bani, adică are el banii, se simte bine,
el, iar ție poate îți da acolo un stic necesar și spune că nici pe ăla nu-l meriți, sau eu știu. Deci, dar se poate important omul, nu banul, pentru că tu, de fapt și de drept, nu ai acces la banii lui. Nu ai acces, da? Nu înseamnă că dacă e mașina frumoasă, o conduci tu. O conduce el. A, că stai tu pe lângă mașină și că nu știu ce, dar nu va fi niciodată a ta, va fi a lui. Pentru că eu sunt extrem de mentală de asta și pentru că stau și analizez lucrurile. Și mi-am dat seama că dacă un bărbat are foarte mulți bani, nu înseamnă neapărat că i-am și eu. Și mai mult decât atât, trebuie să te uiți la om, pentru că poate fi extrem de egoist, poate fi extrem de lacom, poate fi, nu știu, se poate foarte urât cu tine, să nu te respecte ca femeie, să te înjosească, să te umilească, da? Să spună nu ai nimic, n-ai venit cu nimic, ce ai, cu 3 lei? Ia uite ce palat am, ia uite ce mașină, tu ce produci, tu ce faci, tu, a, ce meserie ai tu și cât câștigi tu, eu câștig, nu știu, 100.000 de euro pe lună, tu ce, cât ai câștigat, 1.000 de euro, păi ia-ți bani, sincer n-am vrut să ajung la lucrurile astea, absolut niciodată, nu mi-am dorit lucrurile astea și n-am vrut să, partea asta de suferință să o... încerc să o am. Ți s-a oferit ocazia să devii amanta unuia bătrân și care ți oferea avantaje? Da, normal. Tinerețea e, na, poți să... Supremul afrodisiac. Normal, de oameni din ăștia în vârstă cu poziții foarte bune, care la un moment dat își doresc fete tinere, frumoase și de ce nu? Mai ales când ai 20 de ani, 20 și ceva de ani, nu? De ce nu? Normal. Dar... ideea este că lucrurile astea nu duc, adică nu, na, nu sunt forever și ce faci? Eu am gândit altfel, pentru că am, nu știu, sunt mai pragmatică, mai... Da. E, să revenim la bani. Deci spuneam că banii pot fi folosiți și la modul ăsta. Poți să cumperi sex, poți să cumperi tinerețe, frumusețe, da? Câți miliardari? Câte din vedetele noastre, cocotele astea de televiziune, n-au fost invitatele pe diverse iahturi de lux ale unor miliardari de ăștia, gen Nicu Gheară și alții și care... Și câți au rămas cu, da? Ele? Și n-au rămas niciunele cu ele. Ele au rămas, da, cu ei? Nu. Pentru că pentru ei, cu bani, înseamnă că, din momentul ce te-a avut pe tine, că ești tu frumoasă, nu știu ce, mai s-a plictisit. Ca o mașină, da, are ultimul Lamborghini, nu știu ce, nu mai vrea, vrea că mai plătut un Lamborghini, vrea pe ăla, ăsta deja e vechi, e, nu știu cât, lasă. Și atunci, și materie de femei mereu apar generații noi. Mereu, nu mai vrea una de, tu, da, în timp stai cu acel om, dar ajungi și tu la 25 de ani, la 30, la 35, te uiți în urmă și el deja, la banii lui și la poziția lui, își ia din nou o tipă care are 18 ani, 19 ani. Și o să zic că, da, uite, am fost împreună, mi-a părut bine, la revedere. Poate dacă e un bărbat care are și, nu știu, educație, să spunem, că nu înseamnă toți care au bani, îți au și educație. Îți dă un bonus, da, de... ești cam firme, da. Știi, pleci din firmă și ai și tu un bonus, adică, hai, îți las ție mașina asta, că oricum îmi iau eu alta, sau ia, uite, un apartament acolo și tu cu 2-3 camere, că totuși 10 ani am fost împreună, sau eu știu că, dar asta depinde foarte mult de bărbat. Că sunt și bărbați care pot să-ți ia și toate, tot ce ți-a oferit acolo, trei inele, două poșete, sau pleci, da, cu și ele, cu scandal, ale, da. Da, și cu scandal. Cum a fost asta, cum o cheamă? Sau bătută, sau ce știi, în ce condiții mai pleci. Știu pe ăla, mă, cum o cheamă. Da, Bahmuțeanca cu ce s-a ales Bahmuțeanca? Nimic, nici măcar, da, în apartament, nici măcar în mașină, cred că nici gențile alea. Păi nu și-a luat asta gențile. Asta are lui Borcea, da. Probabil și-a luat, alu Borcea au mai rămas, că și au avut fiecare cât un apartament, cât o afacere, le-a mai dat câte ceva, pentru că mai erau și cu copii și, da, cu... Toate sunt, asta vreau să spun, că sunt cazuri de fete seduse mai mult de partea financiară, da, decât de bărbatul în sine. Și la un moment dat, da, trag și ele să rămână cu ceva, de urma acelei relații. De toate fug de sărăntoci, da. Da, fug de sărăntoci, da. Așa. Bun, acum am spus de partea asta cu banii, cum sunt folosiți ca și așa. Bineînțeles că poți fi folosit și pentru zona mai sordidă, te duci și plătești o prostituată sau pedofilie, te duci în, faci turism sexual până Thailanda și poți să dai și la minore și la ce vrei tu, că acolo, na, pe bani cumperi orice. Asta este partea întunecată a banului, însă mai există o parte despre care vreau să vorbesc și aici, asta era esența discursului meu de astăzi, și anume partea aceasta a utilizării banului ca instrument de control, de cumpărarea conștiințelor. Faptul că sunt oameni care sunt de vânzare, politicieni, judecători, procurori, polițiști,
da? Că poți să cumperi dreptatea, că poți să cumperi o lege, că poți să cumperi o funcție. Câți dintre voi n-ați auzit de ăștia care umblă cu plicul, da? Și vor post. El vrea post de deputat sau de senator și banii se iau legal, că vezi, doamne, domnule, e finanțare pentru partid, pentru campanie. Vrăjeală, banii nu se duc în campanie. Un 5-10% se duc în materiale promoționale de campanie, dar restul se duc în, se împart pe șefii, pe cumetriile celor care conduc partidul, că partidele la noi sunt din astea de cumetrie, sunt afaceri de familie. De exemplu, domnul George Simion e creditat ca fiind multimilionar pe câte posturi a vândut, la fel a fost și cu Dan Diaconescu și toate partidele, și Joana are filmarea cu banii pe care i-a primit, $5,000 sau euro, nu mai știu cât a fost. Adică sunt lucruri atât de clare că nu mai miră pe nimeni. Problema este că în momentul în care ai făcut loc unui om în politică care și-a cumpărat postul, omul ăla se simte îndreptățit să vândă mai departe dreptate, vot, încrederea publicului, onestitatea lui, poziția pe care o are acolo. El devine o ușă batantă pentru cel care plătește mai mult. Și omul ăla este de vânzare, pentru că el la rândul lui a cumpărat. Este circuitul banului în natură, el trebuie să-și recupereze investiția, că el vede funcția lui ca pe o investiție. Și nu doar atât, el simte că trebuie și că este cumva îndreptățit să acționeze așa. Are acest gen de mentalitate, ceea ce este îngrozitor. Însă, cum să vă spun, spuneam că sistemul internațional, care are în spate de fapt această adunătură de bancheri extrem de lacomi, folosesc banul public, banul care circulă și așa, ca instrument de șantaj internațional, ca instrument de exemplu, poți să șantajezi o țară, poate să-i prăbușească economia, poate să-i prăbușească moneda, cum a fost atacul pe blue bondurile chinezești de acum vreo 5 ani sau nu știu, deja cred că s-au făcut 7, în care au încercat o combinație prin care să prăbușească yuanul chinezesc. Atacă companii într-un stil din acesta de haită, în care practic ei utilizează banul ca pe o armă. Iar utilizarea banului ca și armă este îngrozitoare, pentru că banul nu este menit să fie folosit ca o armă. Este folosit ca un instrument de schimb care să ușureze tranzacțiile.